Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre procente. Fracția ordinară P supra 100, unde P este un număr natural, se notează P la 100 și se citește P la 100. Haideți să vedem câteva exemple. 25% înseamnă de fapt 25 supra 100, iar 30% înseamnă, bineînțeles, 30 supra 100 pentru determinarea unui procent dintr-un număr, P la 100 din A înseamnă de fapt P supra 100 ori A. Haideți să vedem câteva exemple. 25% din 100 de lei, de fapt ce înseamnă 25 supra 100 ori 100 sau 100 supra 1 dacă vrem să-l scriem ca o fracție. Ce observăm este faptul că putem să simplificăm. 100 cu 100 și atunci ne rămâne 1 și avem 25 pe 1 ori 1 pe 1. efectuând înmulțirea vom obține 25 pe 1 care înseamnă 25 de lei. Mergem la următorul exemplu. 40% din 250 de kg înseamnă de fapt 40 pe 100 ori 250 pe 1. Ce simplificări putem să facem? Putem, în primul rând, să simplificăm prima fracție prin 20. Și în felul acesta vom obține 2 supra 5 ori 250 supra 1. Observăm că 250 se simplifică cu 5 prin 5 și atunci obținem 1 respectiv 50. Asta înseamnă că la numărător vom avea 100, iar la numitor avem 1 și atunci rezultatul final va fi 100 de kilograme. Și ultimul exemplu, 10% din 30 pe 50 înseamnă de fapt 10 pe 100 ori 30 pe 50. Haideți să vedem ce simplificări putem face. Putem să simplificăm prima fracție prin 10, dar și a doua fracție tot prin 10. Așa că vom obține 1 pe 10 ori 3 pe 5. Și pentru că nu avem ce simplificări să mai facem, vom efectua înmulțirea între numărători și obținem 3, iar la numitor vom obține 50. În concluzie 10% din 30 pe 50 înseamnă 3 pe 50. Mergem mai departe la o problemă. Un magazin a vândut în primele două zile din săptămână 320 de ciocolate cu lapte. Știind că luna s-a vândut 80% din cantitate, determinați numărul de ciocolate vândute marți. Haideți să aflăm atunci câte ciocolate s-au vândut luni. Stați să schimb culoarea. Și avem luni. 80% din cantitate. Asta înseamnă 80 pe 100 ori 320, și anume 320 pe 1. Putem să simplificăm prima fracție prin 20. 80 împărțirea la 20 este 4, iar 100 împărțirea la 20 este 5. Și acum mai observăm că putem să simplificăm numărătorul 320 cu numitorul 5 prin 5 și rămânem cu 1 respectiv 64. De aceea, la numărător vom avea 4 ori 64, care este 256, iar la numitor avem 1, ceea ce înseamnă în final că rezultatul este 256. Asta înseamnă că luni s-au vândut 256 de ciocolate. Și atunci, pentru ziua de marți, dacă noi știm că în total s-au vândut 320 de ciocolate și luni s-au vândut 256, pentru ziua de marți vom afla diferența. Și haideți să vedem ce obținem. 0 minus 6 nu se poate, împrumutăm. 10 minus 6 este 4. 1 minus 5 nu se poate, împrumutăm. 11 minus 5 este 6. Și 2 minus 2 este 0. Și atunci înseamnă că pentru marți am avut cantitatea de 64 de ciocolate. Mergem mai departe la o altă problemă interesantă. Broșura cu reducerile săptămânale de la un magazin a fost publicată și prezintă următoarele oferte. În zilele de luni, marți și miercuri, poți primi o reducere de 50% la al doilea produs cumpărat din categoria jucării. În zilele de joi și vineri, poți primi o reducere de 30% la orice produs din categoria jucării. În ce perioadă va fi oferta mai avantajoasă? Nu e așa că tentația este să spuneți că în prima parte a săptămânii, deoarece primiți o reducere de 50% la al doilea produs cumpărat, însă haideți să vedem cum stau lucrurile. Pentru asta voi reprezenta prețul unei jucării printr-un dreptunghi. Asta înseamnă că în prima situație vom avea nevoie de două dreptunghiuri pentru că trebuie să cumpărăm două jucării, iar în a doua situație avem nevoie de un singur dreptunghi pentru că vom cumpăra o jucărie. Ce se întâmplă? În prima, în prima parte a săptămânii vom primi o reducere de 50% la al doilea produs cumpărat. Asta înseamnă că prețul se micșorează cu jumătate la al doilea produs. Și atunci partea aceasta este partea pe care nu o vom mai plăti. Haideți să vedem, de fapt, dacă aș vrea să distribui această reducere la ambele jucării, în loc să micșorez prețul de la a doua jucărie cu jumătate, de fapt aș putea spune că aș putea micșora cu 25% sau cu un sfert prețul de la fiecare jucărie. Și atunci, pentru asta, împărțim în patru părți egale fiecare dreptunghi și eliminăm o parte. Haideți să vedem ce se întâmplă în a doua parte a săptămânii. Eu trebuie să micșorez prețul cu 30% la o jucărie. 30% înseamnă 30 pe 100, putem să simplificăm prin 10 și obținem 3 pe 10. Asta înseamnă că vom micșora prețul cu 3 pe 10, de aceea împărțim dreptunghiul în 10 și vom hașura 3 părți din ele. Haideți să vedem unde rămâne prețul mai mic de fapt. Dacă ne uităm cu atenție, observăm că în a doua situație, partea rămasă este mai mică decât în prima situație, pentru că decât să primesc o reducere de 50% la al doilea produs, adică de fapt de 25% per produs, nu mai bine primesc o reducere de 30% doar la o jucărie, așa că aveți mare grijă când profitați de reduceri. Și dacă tot vine vorba de reduceri. Știați că Black Friday este denumirea informală a zilei care urmează după ziua recunoștinței în Statele Unite ale Americii? Termenul a apărut pentru prima dată în Filadelfia și reprezenta blocajele de trafic vinerea după ziua recunoștinței. Astăzi, acest termen este asociat cu cea mai aglomerată zi din an în domeniul comerțului. Black Friday este ziua care deschide sezonul cumpărăturilor de Crăciun e momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Cătălina a cheltuit 650 de lei în 3 zile. Știind că în prima zi a cheltuit 30% din sumă, iar în ziua următoare a cheltuit 40% din rest, determinați suma cheltuită în ultima zi. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!